Coloseni capitolul 2 cu versetul 8 spune astfel: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Amin. Te binecuvântăm, Doamne, pentru că ești Domnul nostru. Te slăvim pentru că ești Tatăl nostru. Îți mulțumim pentru că încă o dată putem fi în casa Ta. Îți mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai dat până aici. Îți mulțumim pentru mărturia din Uganda. Doamne, Te rugăm, binecuvintează în continuare cuvântul Tău. Lasă ca atingerea Duhului Tău să fie peste fiecare inimă. Doamne, am vrea familiile noastre să fie binecuvântate de Tine. Dorim Duhul Tău să lucreze în copiii noștri, în nepoții noștri. Dorim, Doamne, acolo unde relațiile sunt rupte, să aduci tămăduire. Lucrează, Doamne, și dă viață și binecuvântare. Și Îți mulțumim pentru că ne asculți. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. În dimineața aceasta, în câteva minute, câte ne mai rămân, aș vrea să continuăm ce am vorbit data trecută, ceva despre familie. Înainte de aceasta vreau să vă aduc salutări din partea bisericii în care slujesc, Emanuel Ghisen, să vă doresc multă binecuvântare de la Domnul din partea familiei noastre. Prin harul Domnului suntem căsătoriți deja de 34 de ani împliniți, am intrat în al 35-lea, avem 3 fete și un băiat, fetele sunt căsătorite, avem 8 nepoți, cel mai mare a împlinit deja 10 ani, așteptăm de acum să ajungem străbunici tineri. Dimineața aceasta aș vrea să continuăm să vorbim ceva despre familie, pericole pentru familia creștină în postmodernism. Cred că întotdeauna au existat pericole, au existat frământări, au existat provocări, dar parcă pericolele și provocările pe care le are familia creștină astăzi, parcă nu le-a avut niciodată. Niciodată. Aș vrea să vă aduc aminte că data trecută am vorbit ceva despre definirea cuvântului postmodernism, această perioadă postmodernă, și am spus că au fost vremuri în care omenirea era centrată pe 3 lucruri. Oamenii credeau puternic în revelație. Oamenii știau că de la Dumnezeu vin toate lucrurile. Oamenii știau că am fost creați de Dumnezeu, că suntem imaginea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are un plan cu omenirea, cu noi, cu fiecare individ în parte. Oamenii au știut că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, a fost scris prin revelație. Dumnezeu s-a revelat, se descoperă în fiecare generație. Oamenii credeau apoi în forța rațiunii. Tot ceea ce s-a inventat, tot ceea ce oamenii au, s-a întâmplat datorită folosirii rațiunii, minții, inteligenței. Rațiunea avea un loc bine așezat în gândirea omenească. Și apoi mai era ceva, mai era experiența. Experiența este atât de necesară. Trăim vremuri, însă, și lucrurile s-au schimbat și dacă ne uităm, în vremea noastră, oamenii se rezumă doar la experiență. Ce experimentează ei? Priviți-o, rog, și nu va fi greu să observați că nu există astăzi adevăruri absolute. Astăzi contează ce cred eu. Dacă am senzația că am nimerit într-un cătun în Germania și noi ne aflăm într-un bordei acum, asta e părerea mea. Dar de voie nimeni să mă contrazică. Este adevărul meu. Dacă am senzația că suntem într-o metropolă americană și ne găsim într-un palat, asta iar este părerea mea. N-are nimeni voie să mă contrazică. Astea sunt valorile, ăsta e trendul în care ne mișcăm. Uitați-vă, vă rog, apoi cu ușurință veți descoperi că oamenii vor să trăiască pentru acum. Nu contează ce a fost ieri, nici nu important ce va fi mâine. Important este acum. Acum să fiu sătul, acum să mă simt bine, acum să mă odihnesc, acum să cumpăr, acum să vând, acum să
acum să fac ce îmi place. Și mai există ceva, semnificațiile pentru lucrurile care se întâmplă, n-are voie să ni le dea nimeni. Ceea ce s-a întâmplat, eu trebuie să dau semnificație la lucrurile care s-au petrecut în viața mea. Există niște provocări fantastice în lumea aceasta postmodernă, în care oamenii observ că suferă cel mai mult astăzi, nu pentru ceea ce li s-a întâmplat, nu pentru lucrurile prin care au trecut, ci cea mai mare problemă pe care o avem astăzi este cu interpretarea acelor lucruri. Nu ce s-a întâmplat când erai copil, ci cum interpretezi ceea ce ți s-a întâmplat când erai copil. Nu ce s-a întâmplat când aveai 15 ani, ci cum interpretezi. De aceea avem astăzi copii care cresc în cămine de copii, în case de copii. Ajung oameni mari, se pun pe picioare, merg înainte. Și în cealaltă extremă avem copii care au crescut lângă doi părinți și se plâng de vremea copilăriei, se plâng de vremea adolescenței și spun că deși au avut părinți, părinții n-au fost acasă, n-au fost cu ei, n-au fost lângă ei. Pentru că este foarte importantă în vremea aceasta semnificația pe care o dau oamenii. Și această semnificație tinde să capete niște conotații deosebite. Și priviți, vă rog, Apostolul Pavel le spune celor din Colose, luați seama să nu vă fure nimeni cu filozofia și cu o amăgire deșartă. Parcă niciodată aceste cuvinte nu sunt mai puternice decât în vremea noastră. Dacă ne uităm astăzi, aș vrea să amintesc doar câteva lucruri. A fost o vreme când adevărul era valoarea centrală. Nu știu dacă vă aduceți aminte, cei care suntem 50 plus ca vârstă, au existat dezbateri în care oamenii au vorbit despre adevăr. Ce este adevărul? Pilat s-a întrebat ce este adevărul. Oamenii s-au frământat mereu să găsească adevărul. Pentru că, dragii mei, în mentalul general, era această idee că trebuie să găsești adevărul, trebuie să știi cine ești cu adevărat, trebuie să cunoști, trebuie să știi adevărul, adevărul despre tine însuți, adevărul despre familia ta, adevărul despre societate, adevărul despre biserică, trebuie să cunoști adevărul. Și Domnul Iisus spunea, adevărul vă va face cum? Slobozi, liberi. Uitați-vă în jur și vedeți cât de mulți oameni sunt interesați de adevăr astăzi și cât de mulți spun că trebuie să fim toleranți, să fim îngăduitori. Dacă te găsești între 10 oameni care nu știu adevărul și le spui adevărul și ei votează împotriva ta cu adevărul în mână, ești minoritar și mincinosul ghiscinei. Ești tu cu adevărul. Adevărul e numit minciună. Adică să fii tolerant, să înțelegi pe toți. Lasă-l să vorbească, lasă-l să spună, lasă-l. Că nu adevărul contează, ci fiecare să se simtă liber. Trăim într-o vreme de felul acesta. Și apoi, priviți, vă rog, încă ceva. Domeniul ierarhiei, parcă lipsește autoritatea. Lumea în care trăim este lipsită de recunoașterea autorității. Nu că n-avem autorități, avem autorități, dar oamenii nu recunosc autoritatea. Modelul care ni se propune în vremea aceasta este mereu masa rotundă. La masa rotundă să stăm, la masa rotundă să discutăm lucrurile. Fiecare are dreptul. Îi aud pe cei din politică vorbind și comentând și spunând, domnule, dacă n-ai câștigat decât 5%, în alegeri pentru Parlamentul României, păstrează-ți lungul nasului în acord cu cele 5% pe care le ai. Nu te crede partid de conducere. Ei vorbesc despre lumea lor. Eu mă întorc mereu la lumea bisericii. Avem stabilită o structură și în biserică. Avem ierarhie. Copiii se ascultă de părinți.
Problema e că astăzi se plâng copiii că părinții nu mai ascultă de ei. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu dacă e așa și la dumneavoastră. Sau dumneavoastră sunteți oameni cuminți și ascultați de copii, cum se cuvine. Stăm la masa rotundă. Și ce dacă fratele cântă de 20 de ani? Și eu acum am învățat două acorduri la chitară. Ia aminte că și eu mă pricep. Și eu pot să-mi dau cu părere. Suntem la masa rotundă. Toată lumea vorbește, toată lumea știe, toată lumea își dă cu părerea. Toată lumea are idei. Nu spunem cum se numesc ăștia cu idei multe și cu fapte puține sau deloc. Toată lumea cunoaște, poate vorbi, n-are nicio pregătire. Dragii mei, suntem la masa rotundă, în vremea mesei rotunde. Și marea provocare este că aceste valori pe care le întâlnim în societate, observați, vă rog, aceste lucruri despre care am vorbit data trecută, care erau cât de cât, era la modă să citești câte ceva, să citești câte o carte, acum e la modă să te uiți, să vizionezi, nici nu mai avem timp de citit. Marea problemă este că societatea în care noi trăim s-a schimbat. Copiii noștri se duc într-o lume care le spune despre alte valori. În lumea aceasta, Scriptura rămâne aceeași. Dragii mei, împărații se schimbă. Sistemele politice se schimbă. Împărățiile cad și se ridică. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu ne spune cum să trăim, ne învață cum să trăim. Și pentru vremea aceasta, aș vrea să prezentăm în câteva cuvinte marile pericole pe care le avem pentru familia creștină. Primul pe care aș vrea să-l amintesc este internetul. S-ar putea ca unii să mă întrebe dacă ar trebui scos internetul, dacă ar trebui să renunțăm la el, la tehnică, nu. Eu cred că tehnica este bună. Eu cred că aceste cuceriri ale științei pe care le avem astăzi ne sunt spre folos. Însă avem o problemă tot mai mare cu ceea ce înseamnă privitul și nu cititul. Aș avea un sfat pentru toți cei care folosiți internetul, pentru toți cei care mergeți la calculator sau la laptop, niciodată nu vă duceți pentru relaxare, niciodată nu vă duceți pentru ca să mai stați un pic, pentru ca să mai vedeți ce se întâmplă în lume, ci întotdeauna duceți-vă cu o temă clară, o temă clară, ceva clar de făcut. Poate vă interesează câte biserici sunt în Germania, poate vă interesează ceva la școală, poate vă interesează ceva într-o parte sau în alta, poate vă interesează Uganda. Mi-au venit în minte amintiri din 2012 când am vizitat și eu Uganda, când am văzut o țară săracă în Africa. Poate vrei să cunoști mai multe despre Uganda. E bun internetul. Însă în același timp, aș vrea să observați că toate mizeriile care există în lumea aceasta, toate site-urile care sunt interzise pentru minori, sunt la un click distanță de adulți. Și unii veți zice că atunci când vorbim despre internet, asta nu-i pentru noi bunicii. Asta nu-i nici pentru noi părinții cu ani de experiență în viața de familie. Aș vrea să vă spun că internetul reprezintă un pericol pentru oricine. Și am întâlnit în pandemie oameni cu care am vorbit, slujitori, care mi-au spus că bărbați de 50 plus, 60 de ani au plecat de acasă și au început totul cu internetul, cu pornografia pe internet. Dragii mei, există un pericol pentru cei mici, există un pericol pentru cei mari. Există o lume care aduce păcatul în biserică, în familie. Aș vrea să observați că noi am trăit într-o vreme în care, nu știu cum ați trăit în bisericile de unde veniți, înainte de 90, era mare păcat să mergi la cinematograf. Așa era la noi. Nu mergeam la filme. Uitați-vă că au venit filmele la noi în casă, la noi în dormitor.
Dar nu filmele care se rulau în cinematograf, ci filme mizerabile. Un al doilea lucru care macină și frământă familia creștină este egoismul. Egoismul. Ne-am învățat peste tot să lăudăm și să fim lăudați. Ne place să fim lăudați. Este un lucru grozav. Egoismul poate nu ne-ar ajunge ziua să vorbim despre impactul egoismului asupra familiei. Există un fel de aroganță, există un fel de corectitudine politică în vremea noastră, să-i lauzi pe oameni, să-i apreciezi, să-i lauzi. Și dacă nu e adevărat ce spui, și dacă nu-ți place ce spui, și dacă este împotriva convingerilor tale, dar să-i lauzi. Și apoi când întorci spatele, zici cu adevărat ce crezi. Dar în față să-i lauzi. Și noi ne-am obișnuit să fim lăudați. Dragii mei, am devenit atât de aroganți încât nu mai suportăm să fim mustrați de nimeni. Am devenit atât de egocentrici. Și în topul căutărilor noastre este eul nostru. Totul este pentru mine. Și facem aici în familie o separare clară între mine și bărbat, între mine și nevastă, între mine și soț, între mine și copii, între mine și părinți. Și totul vreau să primesc eu. Și când nu primesc, și în momentul în care primesc, uit să ofer. Măcar dacă am înțelege că totul este despre corectitudine politică. Măcar dacă am înțelege că așa cum vrem să fim tratați, să-i tratăm și pe alții, chiar dacă mințim. Dar măcar să-i lăudăm. Dar nu. Noi uneori vrem să fim sinceri cu alții, să-i criticăm pe toți și alții să ne laude pe noi. Dragii mei, egoismul acesta face niște ravagii în familii fantastice. Și nu-i greu să cazi pe această pantă a egoismului, să crezi că totul ți se cuvine. Și în dimineața aceasta am fost învățați, am fost motivați că totul este nu despre mine, totul este despre el. Dragii mei, când familia se închină în fața Domnului, în fața Stăpânului, în fața Împăratului, când înțelegem că totul este despre El, nu numai în biserică, ci și în familie, în relațiile noastre, atunci nu mai suntem mândri, pentru că următorul lucru este îngăduința față de sine. Știți ce spune Pavel în scrierile lui? Mă port aspru cu trupul meu. Nu știu dacă observați că există tot mai puțină îngăduință în familie. Nu știu cum se face, dar înainte de căsătorie, tinerii care se iubesc atât de mult, noi ca slujitori, abia reușim și ca familie și ca biserică, abia reușim să le spunem că ar trebui să doarmă separat. Abia reușim. Tot mai mult, tinerii vor să fie împreună, se iubesc, știu că se căsătoresc, știu că Domnul e de partea lor, știu că familia e de partea lor, toate le știu și-s gata. Și abia reușim să-i ținem deoparte, pentru că societatea promovează alte valori. După căsătorie, ea se simte abandonată. Una dintre marile probleme ale femeilor este că după căsătorie se simt abandonate. Este incredibil, băiatul acela care suna în fiecare zi, atât ai trebuia ei să nu răspundă odată. Că suna până răspundea. De 5 ori, de 10 ori, de 20 de ori. Acum se duce dimineața la servici, vine seara, nici nu-i trece prin cap să sune. Și el întreabă, mă omule, de ce nu suni? Zice, eu muncesc, dragă. Păi eu mă duc la serviciu să stau de vorbă cu tine, iau. Dragă, dar pot să-i spun eu la șeful că mă sună nevastă mea? Pot să spun eu omului pentru care lucrez, ascultă, stai un pic, scuză-mă, mă sună nevastă, da, dragă. Pot eu să fac asta? O femeie, dar revină, stai băritat, m-am însurat, tu acasă, eu cu munca sau tu cu serviciu, eu cu serviciu. Și ea nu înțelege cum de omul ăsta
gentlemanul acesta, băiatul acesta care a căutat-o de dimineața până seara, care a sunat-o de atâtea ori, care, ce să mai povestim, era cascaiul de oaie, era lipit de sufletul ei. Acum nu mai bagă în seamă. El, pe de altă parte, nu înțelege cum de soția asta zâmbitoare, care a promis câte în lună și în stele. Era de acord cu tot ce zicea el. În fiecare seară doare câte ceva. Odată doare cap, odată doare un picior, odată doare o mână, odată ăla micul e bolnav, odată trebuie să sune cineva, altă dată vin părinții. Întotdeauna este un alt motiv, dar ea îi spune nu. Cu el și cu ea când vorbește, ei au atâta îngăduință față de ei înșiși. Ea nu are nicio problemă, ea nu simte nicio vină, ea știe că așa e frate, mă doare capul. Ce zice mă doare capul? Ia seara chiar se roagă să doară capul. Așa, o jumătate de oră. Cum alții se roagă înainte de slujbă să-i doară capul câte o jumătate de oră. Și el chiar nu mai simte că trebuie să sune. Și există atâta îngăduință și aș vrea să observați că noi, de regulă, eu n-am nicio vină. Dacă toate lucrurile sunt arzând în jurul meu, dacă și tata-i supărat pe mine, și mama-i supărată pe mine, și soția mă apostrofiază, și copiii îmi spun că nu fac ce trebuie, eu totuși rămân demn, rămân mândru și spun, eu n-am nicio vină. Atâta îngăduință față de mine însumi. Este incredibil. Un al patrulea aspect este faptul că suntem centrați pe plăceri. Plăceri. Dacă toți sunteți ca mine, iubiți ciocolata, nu? Bun, printre altele. Ce s-ar întâmpla dacă de dimineața până seara mâncat ciocolată și apoi dai cu prăjitură și mai dai cu nu știu ce dulciuri și mai dai cu sucuri? Ce s-ar întâmpla? Că îmi place. Și dacă îmi place, plăcerile sunt justificate în Scripturi într-o anumită măsură. Unii spun și la biserică să venim pentru că ne place. Și cred că viața noastră n-ar trebui să fie construită doar din lucruri care nu ne plac. Ci cred că ar trebui să înțelegem că noi avem un mandat pe care Dumnezeu ni l-a dat în lumea aceasta. Și unul dintre lucrurile pe care oamenii nu le suportă astăzi este cuvântul trebuie pentru lucrurile bune. Cred că în familiile noastre ar trebui să existe acest cuvânt trebuie. Ar trebui să știm că trebuie să mergem la biserică, trebuie să citim în Scriptură, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne închinăm, trebuie, multe lucruri. Și apoi toate aceste lucruri să le facem cu bucurie, să ne placă să le facem. Suntem centrați pe plăceri, trăim într-o lume centrată pe plăceri. Singurul lucru care contează este nu adevărul, ci ceea ce îți place. Dacă îți place, fă! Asta e cel mai important, să-ți placă, să iubești, să-ți dorești. Și lumea aceasta, lumea în care trăim, ne distruge familia cu filozofia ei. Dragii mei, Biblia vorbește, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Învățăturile acestei lumi intră în bisericile noastre. Uitați-vă, vă rog, apoi un al cincilea mare pericol, concentrarea pe muncă. Mi-a plăcut o povestioară frumoasă și când vorbim despre tacâmuri, despre furculițe, povestea nu prea face sens. Zice că era un părinte odată, un tată, care n-avea acasă furculițe. O furculiță era foarte scumpă. Și omul s-a dus la lucru și a primit un set de furculițe. Le-a dus acasă, a muncit, apoi în următoarele zile a mai primit furculițe, le-a dus acasă. Familia i-a spus, soția, auzi dragă, dar acum
Avem furculițe. Mai stai și cu noi, că porumb avem, ulei avem, cartofi avem, era perioada agrară și avem și furculițe cu ce să mâncăm. Și omul se ducea și povestea spune că omul acesta s-a dus atâta la lucru încât a umplut o magazie întreagă cu furculițe. Și mergea în continuare la lucru și aducea furculițe. Oamenii îi deau furculițe. Și povestea pare lipsită de relevanță dacă vorbim despre furculițe. Dar vreau să vă întreb, dacă vorbim despre euro, face sens? Milionari, miliardari în lumea în care trăim, în timp ce Domnul ne-a trimis să fim misionari, suntem concentrați pe muncă. Și în același timp iubim banii, ne-am concentrat pe muncă și iubim banii. Frați și surori, într-o vreme ca aceasta, familia nu poate progresa în timp ce unul muncește într-o parte, celălalt în alta și iubesc banii. Și niciodată nu-i suficient, și niciodată nu-i destul. Și avem oameni care nu se mai pot bucura de familie, nu se mai pot bucura de relația cu soția, de relația cu copiii, pentru că muncesc și pentru că mai au proiecte mari să cumpere. Trebuie. Într-o vreme ca aceasta trebuie lucruri pe care nu le găsim în Scripturi. Trebuie să avem o casă în Germania și una în România. Trebuie. Ați auzit cum vorbesc oamenii? Deci, frate, există și un fel din ăsta de a vorbi. Deci, frate, dacă n-aș avea bani, dacă m-aș chinui, omul când începe să aibă câțiva bani în buzunar, devine și profesor, devine și cu aroganță ieșită din comun. Dar așa e la noi, pe noi Domnul ne-a binecuvântat și trebuie să faci. Deja ți-i milă, vrei să mergi să-L ajuți. Noi trebuie. Trebuie să facem concedii. Ce e la un concediu pe an? Adică stai un pic, să facem concediu acela 100 de kilometri? Ce e la concediu? Trebuie să avem concedii de lux, concedii call inclusiv, concedii în destinații exotice, concedii. Adică vrei concediul nostru să-l sacrificăm pentru munca la biserică sau... N-am înțeles. Pentru că există o concentrare fantastică pe muncă, pe bani și pe ceea ce oferă banii. Sigur, atunci când vorbim despre muncă, ar trebui să mai spun ceva aici. A fost o vreme în care oamenii și-au dorit să muncească pentru ca să aibă. Aș vrea să observați că vremea în care trăim noi este o vreme în care oamenii nu-și doresc decât să aibă, nu-și mai doresc să muncească. S-a schimbat ceva în gândirea generației în care trăim noi. Nu numai că în regimul trecut, în regimul comunist în România, părinții când voiau să-și angajeze copiii, vorbeau cu câte un director, cu câte o rudă de aproape sau de departe, cu câte un director general, cu câte un inginer șef la câte o fabrică și spunea, drag, aș vrea și copilul ăsta meu să lucre la voi, la firmă acolo, la fabrică, la business. Măi, să lucre puțin și să câștige mult. Asta era atunci. Uitați-vă acum că tinerii și generația în care trăim noi crește cu imaginea că munca nu-i pentru noi. Munca aia brută, munca fizică sau munca intelectuală. Pentru că oamenii care merg la birou, oamenii aceia ar trebui să muncească, ei muncesc acolo, muncesc cu capul, alții muncesc cu fizicul, muncă brută, dar se muncește. Într-o economie care prosperă, se muncește. Noi trăim într-o lume în care oamenii și-au mutat accentul de pe muncă pe relații. Și uitați-vă cum oamenii vor relații. Deci dacă prind o relație, dacă prind o șmecherie, dacă reușesc ceva, m-am scos. Nu numai că o să am salariu bun, dar o să am pensia dublă. O să fie grozav. Dar ce să fac, eu n-am relația asta. Ori, dragii mei, munca ne-a fost dată de Dumnezeu și omul a fost construit, creat să muncească
și să aibă tot ce îi trebuie în familie. Apoi, aș vrea să observați, un alt pericol fantastic este comunicarea slabă. Și poate n-ar fi rău să ne întrebăm astăzi, câți dintre noi punem accent pe comunicare? Câți dintre noi înțelegem cu adevărat ce înseamnă să comunicăm? Câți pricepem cât de importantă este comunicarea? Este atât de greu să transmit celui de lângă mine sentimentele pe care le am eu, gândurile pe care le am eu. Nu ați fost puși niciodată în situația aceea când vă grăbiți să comunicați, să spuneți ceva, o informație și după ce ai spus o propoziție, îți dai seama că nici tu care ai spus-o n-ai înțeles ce vrei să zici. Cu atât mai puțin poate înțelege celălalt. Comunicarea rămâne o provocare. Și pentru că nu reușim să comunicăm, pentru că această comunicare este alterată, de aceea soția nu-l înțelege pe soț, soțul nu-și înțelege copiii, copiii nu-și înțeleg părinții, frații nu se înțeleg între ei. Nu vă faceți nicio problemă, că într-o lume aceasta, într-o lume ca aceasta a unei comunicări slabe, filozofia lumii își face loc și transmite cu claritate ceea ce vrea să spună copiilor noștri. Noi nu avem timp pentru copii. Noi nu avem timp să stăm unul cu celălalt. Vreau să vă spun că eu, după ce m-am căsătorit, ani de zile, nu puțin, mi s-a părut pierdere de timp să stau de vorbă cu nevasta. Adică trebuia să facem ceva, trebuia să muncim ceva, trebuia să... Viața ne-a fost dată, nu să o dormim și să o povestim, viața ne-a fost dată să muncim. Și există, cred că în mintea multor oameni, această atitudine că a comunica, a vorbi, a discuta, a explica, este pierdere de timp. Fiecare trebuie să știe ce are de făcut. Mai faci ceva între timp. Sigur că femeile se pricep bine la asta. Ați observat că o mămică poate să țină în brațe un copil, cu piciorul să legene pe ălalalt mai mic decât ăsta, poate să curețe și cartofi în același timp, poate vorbi la telefon cu maică-sa în același timp. Și dacă tu ești în camera mare și schimbi canalul la televizor, te strigă, zice, stai mamă un pic, de ce ai schimbat canalul? Bărbate, de ce ai schimbat canalul? De ce lasă-l să meargă, că acolo am pus eu. Pentru că are atenție distributivă, cum spun specialiștii. Și totuși, cu soțul ei comunică greu. Dragii mei, la acest capitol ar trebui să facem eforturi, să înțelegem că noi nu pricepem gândurile din mintea celuilalt. Nu înțelegi nimic din ce gândește celălalt decât în măsura în care el vorbește și exprimă ceea ce simte. Și apoi, sigur, probabil cel mai mare pericol, pe lângă iubirea de bani, este... sau reprezintă cel mai mare pericol legăturile extraconjugale. S-a dus vremea în care tinerii când se căsătoreau știau că e pentru toată viața căsătoria. Trăim într-o lume în care psihologii, profesorii, învățătorii, până și familia și uneori chiar și psihologi creștini le spun celor doi, dacă nu merge, separați-vă. Separarea nu începe odată cu divorțul. Pericolul separării este cu mult înainte de a apare divorțul. Și când oamenii încep să se separe, când oamenii încep să nu mai comunice, când oamenii încep să bage divorțul emoțional, sentimental, unul dintre marile pericole este legătura extraconjugală. Peste tot există bărbați, există femei care sunt singuri, sunt singure, care profită de viață, care profită de sentimentele celor de lângă ei. Și de atâtea ori, bărbați și femei, căsătoriți, cad ușor pradă acestor legături extraconjugale. Dragii mei, dimineața aceasta... aș vrea să ne rugăm pentru familiile noastre. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune pentru casele noastre.
Pornesc în ziua căsătoriei cei doi pe drumul căsniciei cu așteptări mari, cu planuri mari, cu vise grozave. Unii dintre ei renunță la părinți, renunță la familie, fete care pleacă de dragul lui și nu vor să știe de mama și de tata, băieți care se ceartă cu familia pentru căsătoria în care se implică. Este extraordinar, ziua anunții, este o zi plină de așteptări. Și apoi se întâmplă ceva pe parcurs. Apar aceste pericole. Poate dumneavoastră, dacă vă gândiți bine, veți găsi și alte pericole. Pericole care ne pasc la tot pasul. Nu știu care este lucrul care a lovit în familia dumneatale. Nu știu lucrul care face ravagii în viața vreunuia dintre noi. Dar știu ceva, filozofia lumii are impact în familiile noastre. Copiii sunt învățați la școlile publice. Noi trăim printre cei nepocăiți. Și, dragii mei, într-o lume ca aceasta, aș vrea să cerem de la Domnul putere ca în fața acestor pericole să rămânem tari, să rămânem puternici. Domnul să se îndure de familiile noastre, să pună pe fugă egoismul, să pună pe fugă iubirea de bani, să pună pe fugă neatenția în comunicare. Și Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem unii spre ceilalți în familiile noastre, să creștem copii pentru gloria Domnului. Amin. Să ne implicăm în slujire aici la casa Domnului, să înțelegem că centrul atenției este El, Hristos Domnul. El este primul misionar, El a părăsit gloria cerească, a venit să ne mântuiască, să ne elibereze. El vrea să ne dea bucurie în familiile noastre. Dragii mei, atingerea Domnului este peste casele noastre. Dumnezeu ne-a pus la îndemână resurse pentru ca să fim fericiți și bucuroși, să-L slujim pe El, să fim împliniți, să trăim pentru gloria Lui. Prea mult facem pentru noi înșine, prea mult facem pentru casele noastre, prea mult facem pentru copiii noștri, prea mult îi plângem pe alții, prea mult și prea puțin ne gândim că El trebuie cinstit în toate lucrurile. Aș vrea în dimineața aceasta să ne întrebăm dacă îl cinstim cât trebuie pe Domnul. Aș vrea să ne întrebăm dacă El este Domnul casei noastre. Nu cel mic ar trebui să guverneze viața familiei. Nu tatăl ar trebui să fie șeful familiei. Nu mama ar trebui să fie mereu supărată și tot să graviteze în jurul ei să nu o supere. Nu. Ci în centrul familiei ar trebui să fie relația cu Domnul. Pentru că El ne binecuvintează. Dragii mei, sănătatea vine de la El, resursele vin de la El. Viața și binecuvântarea o avem prin El. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, slăvit să-i fie numele. Haideți în dimineața aceasta să facem o rugăciune specială pentru casele noastre și Domnul să ne asculte și să ne binecuvinteze. Amin. Ne rugăm împreună.